În afara pomenirilor numite soroace de după trecerea la Domnul a unui creștin ortodox, biserica îi pomenește pe cei adormiți în Domnul în slujbele ei zilnice. Astfel, în cadrul rânduielii miezonopticii, din zilele de rând și de sâmbătă, există o parte a slujbei care este dedicată rugăciunii pentru cei adormiți. De asemenea, la rânduiala litiei există o cerere pentru pomenirea celor adormiți în Domnul, iar la Sfânta Liturghie, cei adormiți sunt pomeniți în cadrul proscomidiei, în cadrul lecteniei întreite, precum și la pomenirile din timpul Vohodului Mare. De asemenea, preotul pomenește în taină pe cei adormiți în Domnul în cadrul Marii Rugăciuni a Sfintei Jertfe sau a Anaforalei, în rugăciunea pe care el o adresează lui Dumnezeu Tatăl în timpul acțiunii după sfințirea darurilor. De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, atunci când se săvârșește parastas, se adaugă și ectenia întreită pentru cei adormiți în Domnul. Pentru a fi pomeniți la Sfânta Liturghie cei adormiți, creștinii sunt îndemnați să aducă la Sfânta Biserică prescura și pomelnicul necesare pentru pomenirea lor. De asemenea, există obiceiul în unele părți ale țării de a se da la biserică spre pomenire pomelnicul anual, întrucât în felul acesta cei vii, dar și cei adormiți, vor fi pomeniți la proscomidie, în cadrul Sfintei Liturghii, la toate Sfintele Liturghii săvârșite în timpul unui an bisericesc. Sărindarele sunt pomeniri care se fac pentru cei adormiți, dar și pentru cei vii, la Sfânta Liturghie, vreme de 40 de zile. Cuvântul sărindar provine din limba greacă, de la cuvântul sarandaria, care înseamnă 40. Sfintele liturghii săvârșite în această perioadă, dacă sunt dedicate celor adormiți, vor fi însoțite și de o pomenire pentru numele celor răposați. Sărindarul presupune săvârșirea 40 de sfinte liturghii, însă aceste sărindare pot fi de obște sau particulare. Așadar, la bisericile mănăstirești unde se săvârșește liturghia zilnic, aceste 40 de liturghii se săvârșesc la rând, dar la bisericile de parohii se săvârșesc 40 de liturghii răzlețe, atunci când se poate săvârși Sfânta Liturghie în parohie. La împlinirea celor 40 de pomeniri se săvârșește Sfânta Liturghie și parastasul, slujbă care se numește în popor dezlegarea sărindarului. Sfântul Simeon al Tesalonicului, marele comentator liturgic al cultului ortodox din secolul al XV-lea, îi îndeamnă pe credincioși ca, după trecerea la cele veșnice a cuiva drag din familie, să rânduiască săvârșirea 40 de liturghii, deoarece nu poate fi o altă mijlocire mai puternică înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul celui adormit decât săvârșirea jertfei trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În cadrul slujbelor de înmormântare și parastas, în Biserica Ortodoxă, se pregătește coliva. Coliva este grâu fiert care este îndulcit cu miere sau cu zahăr și, de asemenea, se adaugă diferite mirodenii. Și coliva preînchipuiește trupul celui adormit în Domnul, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos a spus apostolilor că El se aseamănă cu un grăunte de grâu care trebuie mai întâi să cadă în pământ, să putrezească și apoi să răsară din nou la o viață nouă. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel folosește aceeași imagine a bobului de grâu atunci când vorbește despre învierea morților. Așa încât coliva reprezintă pe de o parte simbolul credinței noastre
în înviere și în viața veșnică, dar reprezintă, pe de altă parte, și firea umană a celui adormit în Domnul, care, așa cum coliva conține miere și alte mirodenii, și firea omenească a celui trecut în veșnicie este împodobită cu virtuțile și cu faptele bune. De asemenea, coliva reprezintă comuniunea dintre noi și cei trecuți dincolo. La sfârșitul slujbei de înmormântare sau parastas, coliva este ridicată și clătinată de cei prezenți, aducându-ne aminte prin aceasta de faptul că în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit lui Moise ca jertfele care îi se aduc să fie clătinate sau legănate de către preot înaintea Sfântului Jertfelnic. Aceasta arată că noi aducem prin colivă o jertfă lui Dumnezeu pentru iertarea celui adormit și în același timp ne mărturisim credința în înviere. Peste colivă se toarnă la sfârșitul slujbei puțin vin, deoarece vinul este numit în Sfânta Scriptură sânge de strugure și el ne amintește de viață și înviere și totodată ne amintește că păcatele noastre pot fi spălate doar prin jertfa sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.